Marian, acum și pe tine, sunt convins că ai apucat să selectezi două, trei, eu știu, direcții importante pe care s-au bazat întrebările puse de către colegii noștri care asistă la această întâlnire. Te rog să te referi pe scurt la acestea și să încerci să dai niște răspunsuri, să spun așa, cât mai la obiect. Mulțumesc! Sigur, m-am uitat peste ele, majoritatea văd că s-a răspuns, ori am răspuns eu inițial, ori a răspuns Irina, ori alți colegi. Totuși, m-aș referi la câteva. Prima ar fi cumva această transferabilitate de care pomeneai și mai devreme, cumva dacă ne ducem, dacă ar fi numai online și mai departe. Nu văd a fi o percepție în direcția asta deloc. Deci, cel mult, dacă sperăm la cumva creșterea gradului de conștientizare a aspectelor de parte de complementaritate a ceea ce spuneai. Din alt punct de vedere, cred că și din această perspectivă, pentru a susține cu adevărat utilizarea acestor instrumente și după revenirea la normal, va trebui ca de la nivelul universității, eu știu, Centrul de Dezvoltare Academică și colaboratorii din întreaga universitate pe care îi avem la centru, așa avem din aproape toate facultățile, să prezentăm în următoarea perioadă, așa cum am și pus la finalul raportului pe care îl veți primi în cursul zilei, câteva elemente de a arăta care este eficiența acestor elemente și a merge cumva spre prezentarea învățării nu online și nu față în față, ci combinată, blended learning, cum se numește ea în literatură. Și atunci, da, pentru că atunci când ați văzut rezultatele la chestionarul, așa numitul chestionar TAM, cum l-am pus noi în ăsta, rezultatele sunt rezervate. Nu avem, eu știu, un entuziasm extraordinar al facilității sau al utilității acestor aspecte și atunci trebuie să le explicăm. Mai era o întrebare legată de ergonomie. N-am înțeles exact ce înseamnă ergonomia învățământului digital, dar cred că aici am răspuns cumva dacă ne referim la ce folosesc colegii efectiv. Da? Practic sunt aceleși combinații de Classroom sau Moodle și Zoom sau Meet, preponderență Classroom și Meet, introducând diferite după aceea chestii de întrebări și răspunsuri, quiz-uri simple, table virtuale sau aspecte de acest tip, nu foarte multe. La muzică, de exemplu, la facultatea de muzică, să se folosesc softuri în care reușesc să suprapună negativele peste prezentarea efectivă făcută sau peste performance-ul pe care îl face studentul și atunci feedback-ul pe care îl primește studentul este mult mai acurat, este la, așa se spune, la milimetru, ceea ce nu puteai să faci într-o prezentare, într-o întâlnire față în față, dacă nu aveai și softul la îndemână și se pare că atunci nu îl foloseau. Mai era o întrebare cum gestionează problema cu studenții Erasmus. Într-adevăr, colegii care au asemenea studenți ne-au spus că este volumul de muncă crește suplimentar pentru că vorbesc și în română și în engleză sau eu știu diferite alte limbi pe care le au studenții Erasmus. Încearcă să folosească Zoom și să intre în camere separate cu ei și să discute cu studenții Erasmus separat, folosind limba de circulație internațională specifică studenților respectivi, eu știu, ori că spaniol, ori că engleză, cam astea au fost cazurile. Cam asta ar fi. Mai era o întrebare dacă întâlnirile sunt înregistrate. O practică foarte utilizată, cadrele didactice înregistrează cursul și după aceea îl pun la dispoziția studenților pe Google Classroom sau pe Moodle.